No, hai să o facem și pe asta. Să mă bată mama. Mamă, cavaș gura voastră, sunt atât de prost. Bă, nu știu dacă se vede pe pahar. Am spart gălbenușul, mă, cavaș gura voastră. Bă, am spart gălbenușul înăuntru. Știți ce înseamnă asta? Nu pot să beau așa ceva. Să mă bată mama dacă eu beau așa ceva. Asta a fost mai rău, să mori dacă vă mir. Salutare, băi și fete, eu sunt Gabi și mi-am regăsit la un episod, iar astăzi, dacă nu dau headshot, va trebui să beau un ou crud. Da, ați auzit bine, un ou crud. Și da, la toată, în toată cariera mea de om pe acest pământ, ok, am băut și eu două ouă la viața mea, ouă crude. Și bă, ce pot să vă spun pentru cei care n-ați încercat niciodată, este că, bă, nu sunt bune, în niciun caz nu sunt bune. Adică cât de bun poate fi un ou crud, acum hai să fim serioși. Sunt foarte, foarte, foarte nașpa. Am băut două ouă pe un live, ok, pe TikTok. Și da, ce pot să vă spun este că sunt rele rău de tot. Astăzi, dacă nu dau headshot, va trebui să beau un ou crud. Dacă pierd win-ul cumva, dacă Doamne ferește, vreau să zic, pierd win-ul, va trebui să beau două ouă crude. Da, talent. Înainte să începem acest meci de solo versus duo, pentru că vei juca un meci de solo versus duo, nu uitați acolo de mare, mare like, un share, un subscribe dacă vreți să continui această serie în care, dacă nu dau headshot, fac diverse nebunii, ok? Și cred că din toată seria asta, bă, cred că la meciul ăsta am cele mai multe emoții, credeți-mă, pentru că știu ce mă așteaptă. Dacă cumva pierd, știu ce mă așteaptă și un nou să bei un nou crud, bă, nu e talent deloc. În fine, băie și fete, bă, îmi fac o cruce mare și, mă rog, să dau tot meciul, doar cap, că altă soluție nu am. Deci ca să nu beau niciun nou crud, trebuie să iau buia cu peste 10 kg, că dacă fac mai puține kg, vă dați și voi, se m-ar fi destul de urât, adică n-am voie să campez tot meciul să nu fac kg, trebuie să mă duc într-o locație populară, Pic, Bimasaki, Cloc, o locație populară, să încerc să joc normal un meci și să dau doar cap. Și ca să nu beau un ou, va trebui să dau doar cap și să, bineînțeles, să iau buia-ul. Revin din avion, băieți. Ok, băieți și fete, bă, mi-am făcut și eu curaj să intru în acest meci. Curaj, că altfel nu pot să zic să mor. Mi-am făcut curaj înainte să dau start și după ce am dat start, parcă mi-a picat curajul. Adică, nu știu, bă, eu am experiență, adică am jucat sute, mii de meciuri de solo versus duo, dar, bă, când e pe o miză așa de mare, parcă am emoții, știți ce zic? Adică nici dacă aș fi topul regional, n-aș avea emoțiile astea, pentru că, bă, un ou crud, credeți-mă, nu e combinație, adică, dacă vreți, puteți să încercați. Bine, în teorie se spune că și că ouăle crude sunt sănătoase. Acum nu știu cât de sănătos e să bei un ou crud, dar așa se zice că e sănătos și că sunt bune. Ce pot să vă zic sigur e că nu sunt bune la gust. Am player în casă cu mine. Băieți, stați așa că eu trebuie să vă dau cap. Stați așa puțin că nu știu cum negociem noi, dar voi trebuie să stați pe loc și eu să vă dau cap, bine? Nu trageți, băieți, nu trageți, băieți, lăsați-mă în pace, băieți, că sunt mic. Nu trebuie să pun mine acolo. Dacă n-a murit nimeni, e bine. Dacă murea ăla în mină... Tăia cap, tu-ți capul mamii tale! Nu, că zboat. Moară Jackson, am pus gluala. Ieși mă afară! Bine, cap, noc 1. Mă! Lasă-mă pace, că n-am aer, mâncați-aș gura ta de urât. Urâtule! N-are armă de distanță. Doamne, mâncav, am zis că sunt mort, am zis 100% sunt mort, deja mă vedeam cum bea ouă, vreți să vă mint? Pe major, deci am zis că sunt mort, 100% am zis că sunt mort, nu știu cum arată la hitul ăla. Un hit, dacă dădeam vesta mea de 2 spartă, eram papa, băieți, acum eram cu ouă în gură direct, pe românește. Doamne, vină-ncoace, tu-ți urâtul, mami, cu SG-ul tale, vină-ncoace la mine. Vină-ncoace, tu-ți, mămicuța, unde fugi, măi, boschetare? Dar așa să nu mă apropii prea mult, poate dă asta două glanțe că... Nu coace tu-ți, mămicuța ta, dacă nu... Ah, nu mai zic nimic, iar era să mă bată. Bă, sunt prost rău de tot, pe bune vă zic, mă, nu știu, mă, eu când joc cu emoții, gen când joc cu meci așa cu emoții, bă, sunt bot rău de tot. Adică fiți atent, am avut și eu doi play și nu puteți să ziceți că ăștia au fost playeri buni, adică pe bune acum, dacă și ăștia sunt playeri buni, adică vine primul player, abia-l vostru trage numai în vestă, după aia pune glu din picioare. După aia, după ce îi dau capul, vine ăla era să mă bată din prima cu SG-ul. După aia nu mă liniște, mă duc peste el în casă, iar ăla să mă bată. Talent, numărul 1, vreți să mă mint? Fiu, nu bun băieți, bă, trebuie să mă concentrez. Nu se poate așa ceva, am început super prost, dar măcar am double headshot, momentan e ok. Momentan nu trebuie să fac nimic, nu trebuie să beau niciun ou crud. Bine, bă, în teorie v-am zis, se spune că ouăle sunt sănătoase. Acum nu știu câte ouă sunt sănătoase să mănânci crude, dar sunt sănătoase. Acum sper să nu pierd win-ul, adică mai degrabă aș prefera să dau un kill la vestă decât să pierd win-ul. Știți ce zic? Adică dacă o fi vreo
Vreo bătaie de asta intensă, prefer să dau la vest decât să mă bată, știi ce zic? Că, na, e un om până la urmă, nu-s două. O să încerc oricum tot meciul să dau doar cap, să nu fie niciunul la vest. Deci dacă e să pierd unul, na, ce să fac, aia e, bă, un ou l-am mai băut, știu cum e oribil. Dar eu sunt sigur că după ce beau primul ou, eu n-aș mai avea curaj să beau alt ou. Sunt sigur că, bă, gustul ăla e oribil, bă, e oribil, bă, e oribil. Dar pentru cei care nu mă credeți, adică puteți să încercați. Nu e problemă, știți ce zic? Adică un ou îl găsiți destul de rapid. Sau uite, mai bun, mai bine, întrebați-vă la Crea Neagră. El știe că și el a încercat. Da, bine, e de ajuns, cred că, să vă imaginați care e gustul unui ou crud. Adică bun, în niciun caz nu are cum să fie. No, bun, băieți, bă, am 2 kg din headshot, mai sunt 27 de playeri. Trebuie să fac și 10 kg, trebuie să mă duc și pe playeri. E bine. No, bun, luăm motorul și mergem la tropul ăla, că se încarcă. Sper să nu-mi iau 2 capuri de pe motorul ăsta, că atâta mai trebuie. Sper, că n-am mișa, n-am nimic. Am și cască de 2. Dacă nu poate să tragă, că e în vale, mi se pare dropul ăla. Iute, bă, mă, bă, pe o roată am mers și nebun. Sunt bun șofer, băieți. Bă, oare fi 2? Băieții mei! Ăsta se ascunde. Ce face? Vă faci în glumițe, bă? Jucăm de bați ascunsă? Puț, mă, micuța ta, că în mod normal aș veni pe tine să-ți dau tot încărcătorul, dar trebuie să joc la headshot viața mea. Dacă l-am prostit ușor. Mamă, cât a bogatul, bă, mamă, ce vei ăsta. Avem magul, bă. E bine că m-am apropiat prea tare, că... Bine, la cum mi-a sărit în cap. Mă, nu știu, mă, aș lua... Dar nu e Dragunov, ba picior, că fac vreo prostie, dau un hit în vestă și Dragunov ăsta acum îmi dă 110, dacă n-ai vestă, e talent. Deși pe partea mea e bun Dragunov, dar lasă așa mai bine XM8-ul. Dar bun, avem 3 kg din... Ce faci viața mea? Tu-ți mămi, să nu-mi spui că e vestă. Nu bun, e cap, mă speriam în cap, a jucura voastră, că am văzut acolo un cap sau două și vestă. Și am scandat 2 capuri și un hit în vestă și a murit, știți ce zic? M-am speriat așa, m-am luat cu palpitații la inimioară, dar... Bă, dar știi ceva? Ia dă-mă un MP-ul, când am mai jucat de mult cu el. Tu-ți mă mânca v-aș gura voastră... M-a acuzat de hack ăsta, ești nebun? De nu vreau să-i dau cu un MP-ul. Eu vreau să-i dau cu XM8-ul, dar din greșeală aveam un MP-ul, mă. Eu am crezut că am XM8-ul când am tras. Ok, mi-a plăcut faza asta, oricum a fost mișto. Bun, luăm așa. Și hai, mă, să luăm și un chip pentru playeri, un pin de ăsta pentru playeri. Hai, bă, ia meduri, că îmi trebuie med băga piciorul, că mi-e frică să stau pe loc. Mi-e frică să și să lutez și să cumpăr ceva de la aparat, dacă mi-au un cap, îți rip, știi, îmi plâng, ești nebun? Pe bune, vă zic. 2 ouă să beau nu e combinație. Așa că o să încerc să dau tot meciul, doar la headshot. Ia stați așa, băieți, că facem o șmecherie, ca să nu mă prindă ei pe munte, eu în vale. Ok, hai că sunt dreapta băieții, salut băieți. Bine, n-avea cască săracu. Ok, mi-a plăcut de tine, ai murit ușor. Bine, m-am speriat așa un pic când am văzut vestă, dar după aia m-am calmat, m-am liniștit. Oh, băi, bine, momentan nu trebuie să beau nimic. Momentan nu trebuie să beau nimic, băieți, momentan e ok, nu trebuie să bag nimic în gură, știți ce zic? Momentan e ok, suntem bine. Unde e mumicuța ta aici, mă? O fi în casă la etajul? Ce faci, boss? Uite-l, mă, unde stătea, mă. Ieși, mă, afară, băi. Hai, mă, nenea, măi, nu mai trage, măi, lasă, vezi, sta de patru, în pace. Opa, nu e bine. Măi, nenea, eu sunt în câmp deschis, ce ai cu mine? De ce tragi mine? M-ai văzut mai mic? Poate așa puțin că trebuie să am grijă să-i dau cap, dar uite, băga mea și piciorul meu, că nu iese, bă, iese foarte puțin și nu pot să-i dau cap. Bă, tu ce ai, mă, tu n-ai cap, mă? De ce nu-ți intră capul, n-ai cap? Uite-l, Doamne, cum joacă. Tu-ți lansatorul, mami tale, ia vreau încoace, băi, băi, urâtule, măi. Îmi consum toate glule. Tu ce te bagi, măi, nenea, în seamă? Las, mă, pace, nu vezi că și eu mic? Opa, nu e bine. Bă, ce aveți toți cu mine? Ca v-aș gura, bă, ăștia vor să mă omoare, bă, nu știu cum... Nu-i bine, nu mai trebuie să stau aici. Mă ia de toate direcțiile, ești nebun? Mă, cineva, mă, câți player sunt aici? Eu am venit după un player, bă, nu după 7 echipe. Am avut și pin. Săracu pin. Eu ce să-ți fac, na? Dacă n-ai vrut să te bați cu mine? Trebuie să mai fie unul pe acolo care a tras în mine, oricum, da. Cine le-a mai știe pe unde e ăla? Nu cred... Bă, mânca v-aș gura v-asta, s-a învârtit, mă!
toți mă micuța ta de player, mă, bă, i-am dat cap, mă, și am zis că îi dau și al doilea cap, mă, dar când ți-l dau, bă, s-a învârtit, mă, mâncava jucura voastră. Bă, nu știu ce naiba a făcut, a vrut să fugă, a vrut să se pună, s-a pus pe naiba, s-a pus, e clar, e bine, e forță. Deja, doamne, ieși, mă, apară, unde... Baga mea și piciorul. Uite, așa trebuie să-i fac și lui ălalt, să mă întorc, să mă opresc din trai și după aia să mai trag, să-i dau cap. Doamne, ce prost am fost. Da, băieți, aia e, se mai întâmplă, un meci mai prost. Am 9 kill-uri, dintre care doar 8 headshot-uri. Bă, se putea, mă, să joc și eu bine, mă, un meci, mă, să dau și eu numai în cap. Ce era, mă, dacă mi-ai dat și lui la un glonț în cap? Ce era, ziceți voi? Măcar să-mi repar și eu vesta asta, dacă nu trage nimeni în mine. Dacă ajung până acolo, băieți. Mie, oricum, nu mai sunt mulți, mai sunt 6 player, dar... Din aceștia 6, dacă mai am noroc, mai dau un kill, 2-3 în vesta, de ce nu, Doamne ajută. Care tragi, bă? Toți, mă, mii, poți atât de urât. A tras, dar n-a tras în mine. Hai că acum sigur trage mine. Că sunt bun pe capuri, m-ați văzut? Hacker sunt. Doamne... Doi, mă, mâncava, nu mai trag, mă, gata, băieți, gata, piua, eu sunt băiat cu minte, îmi iau repericul pe aici cu minte și merg pe naiba în zonă, că trebuie să oculesc acum. Nu trageți, băieți, lăsați-mă pace, că eu nu trag în voi. Mamă, dacă trag aia mine, că ia-s pro player, băieți, de-aia, ia-s pro player de-aia, nu-s boți, băi, pro playerilor. Mamă, da, așa cum am activat, băieți. Când mă gândesc la om, mă activez. Că trebuie să mă gândesc că... Aia zic, mamă, săracu. Numai roșu i-am dat. Facem așa pentru finish. Dacă ai seringă, să-ți trăiască seringa. Are seringă, mă? Are seringă, bun. Care-i tras, mă? Bă! Are sniper, trage prin glubă, că mi-a și piciorul! Lasă-mă în pace! N-am glubă, băieți. Mă, MP-ul, mami tale de MP pârlit. Nu cred, bă. Bă, de ce n-ai bani schimbat eu, mă, pârâitoarea, bă? Ai, de via... Nu cred, bă, că am pierdut uinu, mă. Cum, mă, bă, explicați-mă și mie, mă, găsiți voi o explicație, mâncava jucura voastră. Mă, de ce, mă, mereu, mă, când fac clipul ăsta, de ce trebuie să mor mereu, mă, să pierd uinu, mă? Explicați-mi și mie, mă, de ce am un meci frumos? Dar am avut un meci frumos, am dat un kill în vestă, dă-l încolo de kill în vestă. Mă, de ce a trebuit să mor, mă, pe sfârșit, mă? Și nu doar acum, deci nu mă oftic doar pe meciul ăsta neapărat. Și la atunci cu telefonul și la mai multe clipuri de genul ăsta a trebuit să mor ca prostul la sfârșit de meci. Mâncava jucura voastră, trebuie să beau 3 ouă crude, voi sunteți normali? Nu, că eu vomit clar, deci eu n-am cum să fac așa ceva. Nu, deci 3 n-am cum, în niciun caz n-am cum. Dar încerc, nu știu, încerc, văd, unul beau, după aia încerc și pe al doilea, dacă pot, bine, dacă nu mai târziu, mai fac o pauză, văd eu ce fac, nu știu. Da, momentan, băieți, pregătesc tot ce am de pregătit și revin cu ouăle, dacă pot să revin cu ouăle, dacă nu vomit înainte, cred că vomit când le văd numai, să mor. Ok, băieți și fete și băb, decât să fac pe ouă, mai bine făceam pe tuns, adică uitați-vă puțin la părul meu, e talent. Ok, am adus aici un pahar, ok, un pahar, că n-am cum să beau ouăle direct așa. Am aici un ou, două, trei ouă, cred că se văd, sunt 3 ouă normale. Și bă, mâncava jucura voastră, bă, nu știu. Nu știu ce să zic, sincer vă zic, nu știu ce să zic, n-am nicio stare, eu zic să îi dau drumul, pentru că dacă o lungesc foarte mult, mai rău fac, că știu deja. Și aia e, punem primul ou în pahar. Haide măi, că nici nu se sparge, să mor. Ok, l-am pus în pahar, băieți. Ha, da, nu, că bă, mâncava jucura voastră. O să pun câte unul, vă dați, n-am cum să le bea de 3 odată, adică trebuie să fiu nebun să fac așa ceva. Și da, acum în mod normal ar trebui să beau ouă ăsta, nu? Da, bă, ce să zic, că e sănătate la pahar. Sănătate într-un ou, crud. Hai, noroc, băieți. Mamă, ce rău e.
O bate tata dacă mint. Bă, mi-a dat lacrimi, mă, nu știu dacă se vede. Băi, e rău de tot, bă, băi, e rău, rău de tot, bă. Mă bată mama dacă vomit. Bă, Doamne ajută să nu vomit de la al doilea. Asta e tot ce-mi doresc. No, hai să o facem și pe asta. Să mă bată mama. Mamă, că avași gura voastră, sunt atât de prost. Bă, sunt atât de prost. Când ziceam că sunt prost, tocmai am scăpat și coaja înăuntru. Ok, hai că am scăpat de coajă. Bă, dar sunt atât de... Mamă, mirosul ăsta. Ai, de viața mea, bă. Nu știu dacă se vede pe pahar. Am spart gălbenușul, mâncava și gura voastră. Bă, am spart gălbenușul înăuntru. Știți ce înseamnă asta? Nu pot să beau așa ceva. Să mă bată mama dacă eu beau așa ceva. Bă. Bă, și e mult, bă, e mare. Uitați-vă și voi că e jumătate de pahar. Sunteți nebun la cap. Mamă, bă, nu am găsit o mai mici, băieți, dacă vă întrebați. Și sunt și reci de la frigider. Și după aia mai am și pe ăsta, minunea asta, parcă ăsta e mai mediu, așa, nu e la fel de mare ca ăsta. De fapt, cam la fel, nu știu. Știu că lungesc chestia asta, dar... Bă, nu știu, bă, mi-e așa, să vă bată mama dacă vă mint. Hai să o facem. Asta a fost mai rău, să mor dacă vă mint. Mama, îmi spart gălbenușul înăuntru, bă, bă. Nu încercați chestia asta acasă pentru nimic. Mă, nu puteam, bă, de ce am pierdut eu uinul? Mă beam și eu un nou ca om, oricum era rău, că era rău, rău de tot, dar măcar nu erau două, mama, mi se face rău să mor, dacă vorbim. Hai, poate îl spar și pe ăsta. L-am spart, mă? Nu l-am spart. Bă, uitați-vă și voi, bă, am zis că e mai mic, mă, dar să mor dacă nu-i la fel. Ok, am aici cojele, nu știu dacă se vede. Au fost 3 ouă. Bă, bă, cava și gura voastră, bă, nici mai. Nu mai fac asta pentru nimic, să mor dacă vă mint. Nu mai mă vedeți bine să beau ouă. Nu știu cât de sănătos e, dar nu e bine. Nici să vorbesc, nu mai pot, sunteți nebuni. O fie de sănătoasă, nici nu mai mă uit, să mă bată mama, cine m-a pus să fac clipul ăsta. Da, băieți, pentru cei care se uită la clipul ăsta și vreți să încercați, încercați, trimiteți-mi pe Instagram dacă voi puteți să faceți așa ceva. Da, băieți, recomand challenge-ul ăsta tuturor youtuberilor, pentru cei care vreți să-l faceți, Doamne ajută, nu mai mă uit, bă, nu trebuie să-l beau și să scap de el, asta trebuie să fac clar. Dar în primul rând trebuie să-mi vină curajul, băieți, că nu prea mai am curaj după două ouă, al treilea, parcă îmi vine să dau cu el pe geam, să mor dacă vă mint. Nu mai întrebe ouă, băieți, nici făcute, nici nefăcute, nu mai întrebe ouă în viața mea, nu mai vreau să văd ouă. Hai, băieți, zice și-mi că e limonadă, mă, să mă bată mama. Nu mai fac asta în viața mea. Nu mai fac asta în viața mea. Bă, e rău, mă, e rău, mă, bă. Nici nu mai găsesc cuvintele să mor dacă mă mint. Da, băi, și fete, bă, se văd aici cojile. Mi-a dat și lacrimile să mă bată mama. Nu știu, bă, pentru cei care faceți asta în fiecare dimineață, bă, probabil te obișnuiești după un timp, adică probabil că devine o rutină și te obișnuiești, însă eu pot să mă lauci eu că am 5 ouă la viața mea. Da, bă, cam atât și cu acest episod, băieți și fete, dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de un like, un share, un subscribe, dar nu mai cer nici like-uri, să vă mint, adică nu mai întreb, băieți, vreau să duc live ouăle astea de aici când le scârbă de ele, când le văd, nu mai întreb ouă toată viața mea, ok? Și cam atât și cu acest episod, băieți, dacă v-a plăcut, v-am zis, nu uitați acolo de un like, un share, un subscribe, ce vreți voi, eu am fost Gabi, v-am pupat, ceau, bă! Mă bată mama! M-am dus să beau ceva, că nu mai pot.